Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit la minutul de mișcare. Astăzi vreau să vorbim despre durerile de șold, pentru că este un subiect foarte, de foarte mare interes. În majoritatea cazurilor, artroza, deci degradarea învelișului articular, acest cartilaj care protejează structura osoasă se degradează și poate produce fenomen de durere iar tot astăzi în ceea ce vom face fiind lucruri care consider că sunt extraordinar de utile voi arăta și ce puteți face în cazul în care vă confruntați cu o proteză de șold deja fixată indiferent de natura sa cimentată sau necimentată, care sunt acele leguri de bază pe care trebuie să le știți pentru a putea să vă îmbunătățiți calitatea vieții. Articulația coxofemorală, dacă este corect abordată din punct de vedere terapeutic, veți vedea că are un răspuns extrem de favorabil. Pacientul are un prognostic în majoritatea cazurilor extrem de bun. Dacă respectă indicațiile terapeutice și înțelege că kinetoterapia și gimnastica trebuie să facă parte din stilul său de viață. Și nu vorbim despre o perioadă de 10-15 ședințe, deci 2-3 săptămâni în care apelez la exercițiul fizic terapeutic și gata, am vindecat, nu mai am nevoie de nimic altceva. Indicațiile generale de tip mers, mersul pe jos este cel mai bun mijloc terapeutic, este de departe a reprezenta o strategie terapeutică completă pentru ca pacientul să poată să redobândească funcționalitatea completă a articulației și, bineînțeles, siguranța, 아. Uh -huh. a acesteia. Avem obiective multiple în cadrul acestei articulații și, din fericire, împreună cu echipa de la X avem zeci de pacienți deja pe care i-am ajutat și îi ajutăm constant să gestioneze durerile de șold foarte favorabil, atenție, prin intermediul exercițiilor fizice. Prin urmare, dacă ai cumva o durere de șold și îți dorești mai mult decât ceea ce îți voi arăta în câteva momente, nu ezita să te programezi la un consult cu unul din experții echipei Restartings, departamentul de recuperare medicală, și vei putea ulterior să începi cu un plan personalizat. Aceste lucruri fiind spuse, vreau să mai punctez faptul că în articulația coxofemurală este extrem de important managementul greutății. Deci, trebuie să stabilim clar că dacă ești în status de supraponderalitate sau chiar obezitate unul dintre cei mai importanți piloni de abordare terapeutică în gestionarea durerilor de șold sau post chirurgical este ca pacientul să slăbească. Trebuie să reducem numărul de kilograme, această sarcină um, mecanică care în mod evident generează o presiune exagerată în acest ansamblu articular. Haideți să vedeți ce v-am pregătit. Uitați ca unul la o parte. O să ne întindem astăzi, o parte din exercițiile vom face pe spate. Vreau să vă uitați dacă sunteți la serviciu, ce avem de făcut și acasă să le realizați. Eu mă voi așeza acum înculcat cu fața în sus. Aici este poziția pe care o voi adopta. Voi spune că avem, de exemplu, partea dreaptă, este cea dureroasă. Noi întotdeauna căutăm să lucrăm controlateral. Asta înseamnă și dreptul și stângul în perioada de pauză pentru membru afectat. Lucrează și membru sănătos că o să-i prindă foarte bine. Primul lucru pe care vreau să-l facem este o ușoară pendulare a picioarelor din vârful picioarelor. Este o descărcare a ansamblului ligamentar ce stabilizează articulația coxofemurală. Deci este acest tip de ștergător dacă vreți, ca la parbriz. Ați văzut cum fac, ce fac ștergătoarele la parbriz. Timp de 20-30 de secunde Efectiv, scuturăm picioarele în această formă, în rotație internă, rotație externă, ea este minimă, iar scopul, repet, este aceea de a degaja tensiunea din capsula articulară și manșonul fixator al componentei articulare. După ce am făcut această simplă mobilizare... Voi pune piciorul stâng ca și referință, piciorul drept, atenție, trag talpa către mine și voi ridica până în 45 de grade. Vom face genul acesta de flexii ale coapsei cu extensie completă a genunchiului. Deci, genunchiul este perfect întins, talpa o trag către mine și fac 10 repetări pe serie. Începem primele 10. 1. Coborâre lentă, 2. Nu depășim genunchiul de referință, cel care este flectat, 5. 6, 7, 8, foarte bine, 9 și 10, excelent. Facem o scurtă pauză, așa cum am spus, încurajez ca în momentul în care dreptul va beneficia de repaus, stângul lucrează și el 10 repetări. 1, 2, 3, 4, 5, trage bine de talpă, genunchiul este bine întins, 7, 8, 9, 10. Foarte bine. Acum, al doilea exercițiu este cel în care vom căuta să depărtăm piciorul în lateral. Genunchiul este bine întins, călcâiul este ridicat deasupra suprafaței de sprijin și ușor de tot voi realiza o abducție, deci voi depărta coapsa în lateral. Repet, vârful piciorului este tras către tine și orientat spre tavan. O greșeală în acest exercițiu este când vârful piciorului este răsucit spre exterior. Deci totdeauna căutăm pentru a integra mai corect mișcarea să ne imaginăm că va trebui să împingem cu călcâiul o minge sau un prosop sau o cutie. Haideți să facem 10 depărtări în lateral. 1, 2, 3. Atenție, piciorul de sprijin nu vreau să contrabalanceze deficitul muscular, deci nu se dă în lateral, nu facem acest tip de mișcare. El este fix. 4, 5, 6, 7. Trage de vârf, nu răsuci vârful. 9, 10. La fel și pentru partea stângă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vârful pe tavan. 9, 10. Foarte bine! Al treilea exercițiu pe care vreau să-l facem și aici ne vom opri în dimineața aceasta, vreau să recrutăm forță pentru plașeul fesierilor de data aceasta, deci grupul fesierilor extrem, extrem de important în gestionarea durerilor de șold. Prin urmare vom realiza bine cunoscutul pod, asta înseamnă că avem acest sprijin, tălpile sunt pe suprafață de, de, de sprijin, palmele și ele pe masă și ușor de tot voi ridica bazinul strângând tare de tot de fesier. Facem o contracție izometrică acolo în capătul de mișcare. Facem 10 ridicări. 1. Coborârea e lentă și controlată. 2. Foarte bine. Atenție, nu te arcuiești de zona lombară. 3. Coloana este destul de fixă în acest exercițiu. 4. 5. Cel puțin blocul lombosacral vreau să fie bine de tot uh, uh, păstrat, fără să ne arcuim. 7. Foarte bine. 8. Super. 9. Și ultima. 10. Strânge bine fesierii. Foarte bine. Mare atenție ca și contraindicații, nu vrem să ducem piciorul afectat, deci dreptul, mai ales în artroza avansată sau în proteză, indiferent că este cimentată sau necimentată, contraindicația generală este adducția, deci nu vrem să ducem piciorul spre interior niciodată. Dacă este posibil, nu vreau să ne răsucim pe partea stângă, cum sunt eu acum forțat de cadru, și să duc piciorul aici în interior. Acest tip de derulare spre interior reprezintă o contraindicație majoră în cadrul durerilor de șold și, repet, a protezelor în special. Nu avem parte de acest tip de mișcare. Niciodată nu facem această derulare spre interior atunci când avem o proteză și lucrurile ar trebui să aibă o traiectorie extrem de favorabilă. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste comentarii și pentru toate urările de bine. Vă felicit pentru faptul că sunteți oameni pasionați în primul rând de sănătate și apoi de mijlocul prin care ne putem păstra sănătatea, așa anume mișcarea. Aduc aminte, suntem în perioada sezonului foarte cald și nu cald, prin urmare, vă rog din inimă: consumați mai multă apă! Consumați mai multă apă! Un litru în plus minim în fiecare zi ar trebui să fie o conduită extrem, extrem de bine de urmat. Vă mulțumesc din inimă pentru că distribuiți aceste materiale prietenilor voștri. Am văzut și ieri un număr extraordinar de mare de oameni care au descoperit minutul de mișcare, o provocare lansată acum peste 200 de zile deja, care a reușit să sensibilizeze zeci de mii de oameni la nivel național și chiar internațional. Sunt români plecați de peste tot din lume care urmăresc această inițiativă și au început să dezvolte această acest obicei al mișcării, căci asta este ceea ce am propus prin această provocare numită Minutul de Mișcare. Te provoc și pe tine, dacă acum ai descoperit pentru prima dată, să faci un minut de mișcare în fiecare zi, urmărind pagina de Facebook Chinetoterapeut Alexandru Irie sau, dacă ți este mai facil, pe YouTube. Acolo avem un canal, se numește Restartix. Apasă butonul de abonează și, bineînțeles, clopoțelul pentru a putea să fii sigur că vei primi în fiecare zi aceste materiale, dar și mult mai multe din ceea ce avem pregătit împreună cu cei de la Restartix. Aceste lucruri fiind spuse Permiteți-mi să vă urez pe mai departe O zi minunată O zi plină de energie și zâmbete Stați departe de căldură Petreceți cât mai mult timp la umbră și în casă Cel puțin până în ora 18 Și așa cum spuneam deja Hidratați-vă cât mai intens Vă aștept în continuare cu încurajări Prin aceste distribuiri Și bineînțeles cu mesaje În baza cărora să înțeleg Care ar fi acele lucruri care credeți că ar fi utile de prezentat aici, la minutul de mișcare. Vă dau o întâlnire din nou mâine dimineață. Toate cele bune!